Astăzi a avut loc cea de-a doua conferință preoțească de primăvară din acest an a clericilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului. Slujitorii Sfintelor Altare din protopopiatele Satu Mare, Carei și Oaș s-au reunit în Biserica Sfântul Maremucenic Dimitrie din municipiul Carei, în prezența celor doi ierarhi ai eparhiei. În Catedrala Sfântul Maremucenic Dimitrie din centrul municipiului Carei, lucrările conferinței au început cu Sfânta Liturghie și un Tedeum săvârșite de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Au urmat lucrările conferinței care au fost prezidate de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Sunt 180 de preoți în cele trei protopopiate, și ne bucurăm că vin și răspund chemării Sfintei Episcopii și rânduielii bisericii noastre aproape în totalitate și vin în ținută canonică cu multă demnitate, cu multă bucurie și cu multă dragoste ca să se întâlnească împreună și să participe la această conferință care anul acesta are un subiect deosebit și anume este consacrată anului omagial al satului românesc în Patriarhia Română. Aici, în această parte a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, avem și situații mai speciale, să nu zic chiar mai dificile, în sensul că satele sunt mici, sunt depopulate, comunitățile sunt unele dintre ele de 30, 40, 50 de familii. În protopopiatul Carei sunt doar 4 parohii de categoria 1, din cele 70, restul toate sunt parohii de categoria a doua și a treia, deci o zonă misionară, unde părinții bisericii noastre, împreună cu familia lor, își fac datoria. Sunt acolo, în fiecare comunitate, indiferent câte suflete numără comunitatea, sunt acolo. Preotul este și părinte, este și învățător sau luminător al comunităților, este și doctor sufletesc, este și cel care intervine când bătrânii singuri nu au cu cine să se deplaseze la dispensar sau la spital, este cel care intervine și îi poartă ca bunul samarinean, împlinindu-le nevoile lor sufletești. Tema conferinței de astăzi s-a intitulat Satul, grădina cultivării și leagănul păstrării credinței familiei, sufletului culturii și valorilor spirituale și tradiționale ale Maramureșului și Sătmarului și a fost susținută de Părintele Arhimandrit Ioachim Tomoiagă. Această conferință a fost structurată pe 5 capitole, 3 dintre ele s-au referit la valorile și particularitățile satului maramureșan și sătmărean, iar 2 dintre capitole au făcut referire la problemele actuale cu care se confruntă satul și, de asemenea, un alt capitol s-a referit la perspectivele satului maramureșan și sătmărean. În concluzii, am arătat faptul că putem să vedem lucrurile într-o lumină optimistă și să credem, întăriți în convingerea că avem resursele și puterea să reînviem satul, pentru că aici în Maramureș au fost păstrate valorile culturale, tradiționale, spirituale în modul cel mai autentic. Motiv pentru care putem să nădăjduim că viitorul satului maramureșan și sătmărean este unul foarte frumos. Deci nu avem motive să privim pesimist spre un viitor sumbru. Joi, în Episcopia Maramureșului și Sătmarului se va desfășura conferința preoților din protopopiatele Sighet și Vișeu.